Trica are o pasiune nebună pentru mașinile de colecție, se îmbracă colorat, este din Constanța și nu era Dumazăre. V-am stârnit curiozitatea? Personajul despre care vă povestesc se numește Dumitru Chirea. Probabil numele nu vă spune nimic, dar sunt sigură că iubitorii de automobile îl vor reține dacă le spun câteva amănunte. Dumitru Chirea are o colecție de 40 de automobile de mare valoare. Nu sunt machete, sunt mașini, ca toate mașinile, 4 roți, portiere, parbriz, dar mai bine vă las să admirați o parte dintre exemplarele de colecție ale constanțeanului. Este Dumitru Chirea, un nume prea puțin cunoscut în România, dar în jurul căruia s-au strâns unele dintre cele mai cunoscute nume ale lumii. Ford, Mustang, Cadillac, Pontiac, mai pe scurt, mașini de colecție la care mulți visează. E foarte scumpă pasiunea, din păcate. Nu chiar toată lumea și-o permite, dar a plecat de când era mic, ce să zic. Dinainte de 18 ani, pasiunea. De la 18 ani am început să-mi achiziționez mașini. Și nu s-a mai oprit. E drept, a început cu o mașină de serie, modernă la acea vreme. Și a dat rapid seama că, de fapt, mașinile vechi sunt adevărata lui pasiune. O pasiune care îl costă timp, nervi și mai ales bani. Mulți bani. Pentru că în garajul lui din Constanța se ascund adevărate nestemate pe patru. Avem un Ford Model A, furgon, din 1929. A fost folosită la lapte, se căra lapte, este izolată. Și sunt puține mașini fabricate de marfă. Sunt foarte multe mașini fabricate de serie, de 4 locuri în interior. Și este de pe vremea lui Stan și Bran. Ca să fim clar, de pe acum sunt mașini vechi, dar niciodată învechite. Sunt bucăți de istorie vie, care pot umili prin performanțe și prin dotări multe mașini moderne. Să luăm acest Cadillac Flatwood, de exemplu. Aproape toate dotările care există la ora actuală, mai puțin airbag sau ABS, spre exemplu aici avem controlul automat al climatizării, adică climatronic, scaune electrice, geamurile electrice, închidere centralizată, suspensie pneumatică, senzor de lumini, senzor de ploaie. O altă bijuterie este un alt Cadillac, unul foarte rar și foarte prețios. Este vorba de un Cadillac Coupé de Ville, an de fabricație 1959. Este o mașină similară cum a avut marele rege al rock-ului Elvis Presley. S-a fabricat într-un număr destul de redus, în jur de 600 de mașini de genul acesta. Are un motor de 6400 și dezvoltă o putere de 330 de cai putere. Se conduce foarte ușor. Probabil că e o idee mai dificil de parcat, la parcări, fiindcă este dimensiunea foarte mare, are 6 metri 400 lungime mașina. Și lățime? Lățime 2 metri 120. Multe din mașinile pe care le are Dumitru încă mai au piesele originale, dar de multe ori mașina pe care o vânează este găsită abandonată în vreun garaj, uitată de timp și mâncată de rugină. Iar pentru a-i reda strălucirea de odinioară, Dumitru are propriul atelier auto. Restaurez mașina, am desudat elemente pe partea din față, la aripa din față, la oala de la far, mai exact. Totul se lucrează manual. Aceeași chestie trebuie să fac și în partea stângă a mașinii. Și cât v-a luat lucrarea asta? Toată sau numai... Aici, partea din față. Partea din față, aproximativ o zi. Norocul lui Dumitru Chirea este că și-a putut înscrie automobilele la categoria mașinilor istorice, astfel că nu plătește impozit și taxe, care ar ajunge la câteva 10.000 de euro. Colecția lui de 40 de automobile este una dintre cele mai mari colecții particulare din România. Și, din câte am remarcat, constanțeanul nu are de gând să se oprească prea curând. Animalele